Dacă ai avea 1000 de euro, ce laptop ai alege? Sunt sigur că te gândești la acest MacBook Air cu procesor M1. Dar ce faci dacă ai nevoie de un Windows? Asta e Asus Expert Book. Și zice lumea că e la fel de bun ca acest Mac cu M1. Hai să vedem! Asus deloc nu susține că Expert Book este anume o alternativă pentru MacBook. Asta o zic eu. Ei de fapt spun că Expert Book este o soluție premium pentru cei care preferă Windows. Și primul indiciu despre asta e grosimea lui și greutatea. Vorbim despre doar 870 de grame. Pentru comparație, să știi, MacBook Air are 1300, adică aproape jumătate de kilogram este diferența. Ca să fie posibil așa ceva, Asus l-a făcut din aliaj de magneziu și litiu. Eu nu știu ce este asta, dar sună interesant. Asta nu este tot. Pentru siguranță, Expert Book a fost testat conform standardelor militare. Probabil tu ai auzit despre MIL-STD-810G. Dacă nu, în descriere îți las un link cu mai multe detalii. Dar uite ce mă gândesc eu. Eu nu am ajuns nici într-o situație de când folosesc un laptop ca să am nevoie de așa protecție. Așa că, sincer, nu știu cât de util ar putea fi acest standard de protecție. Dar, apropo, dacă tu ai scăpat vreodată vreun laptop pe jos, scrie despre asta și chiar sunt curios să știu ce a pățit. Oricum, în cutie tu mai găsești, iată, și așa o husă din piele ecologică. Iată, eu în protecția asta cred un pic mai mult. Despre display. Este IPS, este mat. Și asta este, cred că, tot ce vreau să zic despre el, pentru că mai mult nu am ce spune. Indiferent ce cifre zic acum, totul rămâne doar cifre, pentru că ăsta este unul dintre cele mai bune display-uri în acest segment. De fapt, știu ce să zic. Iată, tu poți ascunde camera web, ca să nu te vadă americanii, noi înțelegem despre ce vorbim. Iată așa. Despre porturi. Ai un USB-A 3.0, portul pentru căști, două porturi USB-C, ambele potrivite pentru încărcare și ambele cu Thunderbolt 3, adică poți conecta la el chiar și un monitor cu rezoluție 4K, care chiar poate fi alimentat direct de aici dacă consumă mai puțin decât 60W. Dar pentru că un utilizator din 1000 probabil vor face asta, ai și un HDMI clasic, cel mai clasic HDMI. Concluzia la această parte de fapt e simplă. Important că tu nimic adițional nu mai trebuie să cumperi. Ce cu partea tehnică? Asta este cu i7 și 16 GB de memorie operativă, dar mai găsești și cu i5, doar că cu doar 8 GB de memorie operativă. Și chiar dacă placa video aici este integrată, ai destule resurse ca să poți edita și 4K. Pe varianta cu i5 va fi mai dificil să faci asta, dar posibil. Personal, am testat Adobe Premiere Pro și ai înțeles, s-a descurcat. Nu-ți mai zic acum cât timp am exportat un episod de nu știu câte minute în 4K în care eu l-am filmat pe Bill Gates. Important că poate face asta. Dar totodată nu pot spune că este creat anume pentru asta, pentru redactare, pentru jocuri și chestii de acest gen. Pentru că dacă tu ai de redactat un episod pentru canalul tău de YouTube 2-3 ori pe săptămână, evident, e suficient, chiar foarte bine. Dar cum m-a întrebat chiar altcineva, pentru un post TV unde vor redacta imagini 4K zilnic, încă tot la el vor mai lucra în Adobe Audition, înțelegi că nu, pentru că sistemul de răcire este primul care nu îți va permite asta. Scopul lui e să arate scump, prezentabil, ca orice task legat de o afacere, de un business, e obligatoriu să le facă perfect. În rest, dacă odată în lună ai nevoie să lansezi aici Premiere Pro sau chestii de genul ăsta, o vei face. În schimb, aceeași culegere de text, YouTube, filme, seriale, Netflix, căratul ăsta după tine prin toate cafenelele, chiar și autonomie destul de mare, toate sunt aici. Odată ce nu este despre gaming, accent trebuie pus pe altceva, de exemplu, tastatura și touchpad-ul. Eu, în general, văd un ultrabook perfect, doar dacă îl poți folosi fără accesorii adiționale, adică fără o tastatură adițională și fără un mouse. Și aici, cu o singură excepție, o face. Dacă tu până la el ai folosit
orice laptop cu Windows, acestea sunt perfecte. Tastatura este cu membrană, apropo, încă un motiv de ce asta nu este de gaming, touchpad-ul este mare și este pe mijloc. Eu până la el am folosit un MacBook și nu vreau să recunosc asta, dar totuși touchpad-ul de pe Mac este mai comod. Sau probabil că eu m-am obișnuit cu el. Probabil, într-adevăr, este setat diferit, dar aici el este destul de mare, am plasat bine, dar oricum apăsări întâmplătoare sunt. Dar Asus nu este Asus dacă în touchpad tu nu vei avea și numpad. El este și cel mai interesant e că funcționează împreună cu touchpad-ul. Sunetul. Inginerii au reușit să-l aducă la nivelul, la acel nivel care este utilizabil fără căști, pentru că sună tare, sună bine, noi putem acum compara la infinit cu alți producători, dar nu e despre asta. Singurul neajuns este că boxele sunt amplasate, iată aici, jos. Și dacă laptopul nu este pe o suprafață tare, scade din volumul lui. Cât despre autonomie. Mie îmi place cât de curajoși sunt cei de la Asus atunci când e vorba despre cifre teoretice. 24 de ore. MacBook-ul meu cu procesor M1, 16 ore ține în teorie. Probabil. Doar că cei de la Microsoft când au creat Windows-ul, au uitat să întrebe pe cei de la Asus ce au promis utilizatorilor. În mediu 10 ore am obținut eu, evident, fără redactare, doar surfing pe net și nu este o cifră rea, pentru că același MacBook Air, din el obțin 10-11 ore pentru că eu folosesc Google Chrome. De regulă, cum îl utilizam eu? Pe parcursul zilei la birou îl încărcam timp de o oră și asta era destul pentru a-l utiliza tot restul zilei și chiar încă 2-3 ore seara acasă, pentru că mie nu-mi place să car încărcătorul ăsta după mine. Next level you. Enter.